Nu știu cine s-ar fi așteptat ca Victor Ponta să spună că are vreo fărâmă de demnitate și va demisiona. Eu personal nu am crezut niciun moment acest lucru, așa cum sunt convins că PSD și Victor Ponta se vor agăța de orice tertip procedural pentru a rămâne la guvernare. PSD și Victor Ponta vor face tot posibilul să împiedice organele de cercetare penală să investigheze actele și faptele de corupție făcute pe banii românilor. Acum românii vor avea ocazia să vadă pe banii cui își satisfăcea Victor Ponta capriciile de copilot la raliuri sau achita facturi impresionante la cluburile din Dubai. Acum înțeleg și românii de ce Danșov a fost numit și plimbat, precum sfintele moaște, prin cele mai importante ministere din guvern, deși din activitatea sa ca ministru nu a rămas decât praful și pulberea, respectiv datorii uriașe pentru români. Acum pot înțelege toți românii de ce actele și faptele de corupție ale duetului Ponta-Șova au aruncat în șomaj mii de oameni la complexul energetic Oltenia, peste 2000 chiar de la 1 iunie 2015. Acum pot vedea românii cine sunt cei care susțin cu adevărat independența instituțiilor și separa a puterilor în stat, a spus parlamentarul liberal. El a adăugat că România a fost decredibilizată total de Victor Ponta și de guvernul său, iar demiterea de urgență a lui Victor Ponta reprezintă un imperativ care ar mai salva câte ceva pentru țara noastră. Nu mai spun faptul că este de neconceput ca un prim-ministru urmărit penal să participe la o viitoare ședință a CSAT. Este grav, foarte grav. De aceea vreau să-i respectăm dorința lui Victor Ponta și să-l demitem prin vot la moțiunea de cenzură. Îi rog pe colegii mei parlamentari ca, înainte de a veni la Parlament, să se întâlnească cu cei care i-au ales, care le-au delegat puterea, să-i privească în ochi pe cetățeni și cred că este suficient ca ei să știe ce vor avea de făcut în Parlament, a încheiat deputatul PNL Ioan Balan.